tunisieni, evrei, francezi. Ce-o mai fi? Pentru că, din punctul acesta de vedere, este un mesia recunoscut. Tocmai mi se pare foarte potrivit numele pe care și l-a atribuit de Cristofor, purtător de Hristos, purtător de Mesia, este un Mesia, din acest punct de vedere, salvează. Salvează poeziile altora, dar salvează și poeziile noastre, pentru că am avut șansa să fac și eu parte din îmbrățișarea cristoforiană și să mă bage în seamă atunci când eram o nebăgată în seamă. Cel puțin acum sunt băgată în seamă de Ion Cristofor. Din punctul acesta de vedere, aș putea să spun că Ion Cristofor, într-adevăr, a susținut și susține pe tinerii poeți, pe tinerii scriitori, pe cei care încă aspiră să-i bage cineva în seamă, și așa e de bine să te bage cineva în seamă când nici tu nu ești foarte sigur că te poți băga pe tine în seamă. Și totuși, nu din acest punct de vedere aș vrea să vorbesc despre Ion Cristofor, ci am să vorbesc despre sirena lui Ion Cristofor. Și anume, metafora castil de viață.